Răzvan Meseșanu, consilier județean din partea Pro-România, a făcut apel la unitate în cadrul Consiliului Județean Călăraș. Apelul a venit în urma declarației politice făcute de Amelia Giurcan, consilier județean din partea USR. Meseșanu a solicitat ca toate partidele să se pună de comun acord și să voteze fiecare proiect întocmit legal în interesul cetățeanului, indiferent de culoarea politică a consilierului care îl propune. Și o să facem și o declarație politică. Nu avem declarații politice în ordinea de zi. Vine la ordinea de zi. Nu avem declarații politice în ordinea de zi. Da? Deci este normal să facem o declarație Doamnă, politică. Declarațiile politice le faceți după terminarea. Faceți conferință de presă și faceți declarații politice. Da? Avem stabilit ordine de zi. Vreau să o respectăm. Unde da? Este stabilit? De ce nu am voie să fac o declarație politică cu privire la ordinea de zi, în timpul ședinței. Ce e declarație politică legată de ordinea de zi? Aici sunteți... Deci nu faceți declarații politice aici, da? Aici sunteți trimiși de cetățean? Domnul consilierilor județeni PNL-USR, luat cu îngrijorare de practicile conducerii Consiliului Județean de a nu respecta prevederile codului administrativ privind organizarea ședințelor de Consiliu. Interpretările abuzive pe care atât președintele Consiliului Județean, cât și consilierii județeni ai PSD le dau articolului 179 alineatul 3, prin care sunt inventate probleme cu așa zis caracter de urgență, la care sunt asociate și alte puncte, sunt făcute să promoveze interesele de grup ale PSD Călăraș. Apreciem că această manieră de lucru are un caracter profund ilegal și este menită să submineze caracterul democratic al ședințelor de Consiliu Județean, să ocolească toate celelalte prevederi legale ale Consiliului Administrativ, ale codului administrativ în această materie. Grupul consilierilor județeni PNL-USR solicită președintelui Consiliului Județean să înceteze de îndată aceste practici și să treacă la respectarea legii. Vă mulțumesc! Puteți să o faceți și după, dacă voia să vă auziți, nu era nicio problemă. Vreau nu este legat de ordinea de zi. Doamnă, de respect v-am lăsat să dați citire aceste declarații. Nu de respect, aici, de respect, nu din obligație, nu avem nicio obligație. Avem o ordine de zi, vreau frumos să o respectăm, da? Despre declarația politică a colegii. Niciunul dintre noi, sau foarte puțin dintre noi, putem să intrăm sub ideea de politicieni. Până la urmă, corul din România, sau codul ocupațiilor, nu a stabilit că ar fi cineva politician. Suntem profesioniști în domeniile fiecăruia. Dar politician, profesionist, nu știu dacă ne putem numi. Aspirăm la treaba aceasta. Eu o felicit pe colega pentru curajul de a veni cu o declarație politică. Suntem la început de mandat. Vă felicit pe dumneavoastră că v-ați călcat peste alte tipuri de atitudini pe care ați vrut să le aveți și ați permis să aibă declarația politică și vreau să vă informez și să informez pe colegi că este normal să dăm dreptate și să lăsăm să asculte pe celălalt. Eu consider că și invit aici și pe colegii liberali, nu numai pe dumneavoastră, pe peseriști. Noi suntem puțin de la Pro-România, asta este. Dar haideți să încercăm PNL, USR, Pro-România să votăm ceea ce considerăm că în primul rând este legal în ceea ce dumneavoastră executivul ne propuneți, după aceea necesar și oportun, dar în primul rând să ne propuneți ceva legal. Și nu pentru faptul că ne propuneți dumneavoastră, PNL, USR și eventual Pro-România să voteze contra. Dar și dumneavoastră să faceți la fel. Adică din mărinirea dumneavoastră de câștigători ai competiții la nivel de județ, să încercați să nu ne tratați cu aparenta superioritate și dacă are o propunere colegul Deculescu, dacă are o propunere colega de la USR, domnul Eremia, domnul Dumbravă, dom'le, ce ar fi să facem ce nu s-a întâmplat până acum? Dom'le, să ne dați dreptate, să ne susțineți proiectul. Asta e un fel de super declarație politică pentru că am fost inspirat de colega. Da? Eu vă mulțumesc și chiar m-aș bucura dacă ați ține cont de treaba asta. Vă mulțumesc frumos. Am înțeles. O să și vă răspund. Legat de faptul că suntem sau nu suntem oameni politici, până la urmă suntem aleși de oameni și suntem aici trimiși de niște partide. Legat de punctul pe care l-ați ridicat, legat de legalitate, să știți că dumneavoastră, domnule consilier,
votați oportunitatea. Legalitatea este în sarcina aparatului propriu. Acum eu vreau să vă dau de înțeles că niciunul dintre noi sau niciunul dintre noi nu vrem să ajungem să dăm cu subsemnatul și cred că facem lucruri legale aici, nu facem, eu știu, la limita sau în afara legii, iar dumneavoastră ca om politic, că sunteți om politic trimis în Consiliul Județean, votați pentru oportunitate de legalitate să ocupă aparatul propriu. Sper pe viitor să eliminăm toate neajunsurile și să avem niște ședințe în care fiecare să-și expună punctul de vedere. Nu suntem și nu avem niciun o chestie de asta de superioritate sau că vrem să arătăm noi forță, pentru că până la urmă vrem, și așa cum am jurat și am declarat la începutul mandatului, să facem bine pentru locuitorii cu județul Călăraș și eu pe linia asta o să merg.